La urma urmei, decizia renunțării la niște servicii publice trebuie să apară ca urmare a nemulțumirilor și sesizărilor beneficiarilor acelor servicii, adică cetățenii, și nu ca urmare a unei decizii, fie ea și justă, a unui grup restrâns aflat la comandă. De aceea, cu mintea românului cea de pe urmă, Primăria Roman lansează consultarea publică în legătură cu serviciile companiei de apă. Pe site-ul primăriei, dar și prin intermediul asociațiilor de proprietari, romașcanii sunt puși să răspundă unui chestionar cu doar două întrebări. 1. Sunteți mulțumit de serviciile oferite de APA Servie sa Neamț, actualul operator al serviciilor de apă și canalizare din municipiul Roman? Și 2. Sunteți de acord ca, pentru îmbunătățirea serviciilor oferite locuitorilor municipiului Roman, APA Vital SA Iași să devină operatorul de apă și canalizare din municipiul Roman începând cu anul 2019? Romașcanii trebuie să răspundă numai prin da sau nu, iar consultarea are loc în perioada 15 noiembrie-15 decembrie.